Aro Mușcelul Câmpulung, echipa aflată la primul sezon în Liga a treia, rămâne cu doar 8 puncte după primele 8 jocuri, fiind învinsă în ultimul joc disputat pe terenul formației de pe locul secund CSB Lejoi. Fotbaliștii pregătiți de Ionuț Mihu au evoluat destul de bine pe parcursul primei reprize, la finalul căreia Măzărache a obținut un penalti pe care Gabi Jenaru l-a transformat, mușcelenii intrând la cabine în avantaj. Însă, în repriza secundă, câmpulungenii nu au mai prestat același joc sigur, ceea ce le-a permis prahovenilor să marcheze de două ori prin Cătălin Tolea și Andreas Pătrașcu. Cu cele trei puncte, formația din Blejoi rămâne la doar un punct în spatele liderului CS Dinamo București, în timp ce mușcelenii se situează pe locul 8 în clasamentul acestei serii. În ultima etapă a turului din sezonul regular, Aro Mușcelul Câmpulung primește vizita echipei de pe locul 6, CSO Plopeni, prahovenii având 10 puncte acumulate în 8 partide. În această toamnă se mai joacă și primele etape ale returului, iar Aro Mușcelul Câmpulung va evolua pe municipal în primele două contra celor de la Dunărea 2020 Giurgiu și Tricolorul Breaza. Așadar, urmează 3 partide consecutive pe teren propriu, prilej pentru fotbaliștii lui Ionuț Mihu să acumuleze cât mai multe puncte.